Matei, capitolul 27. Și când s-a făcut dimineață, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au predat guvernatorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, care îl dăduse prins când a văzut că Isus fusese condamnat la moarte, plin de remușcări, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor zicând: Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei, treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu, a plecat și s-a dus și s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: Nu este îngăduit să-i punem în vesteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și, după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi, țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: Au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii dintre fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum îi poruncise Domnul. Dar Isus stătea înaintea guvernatorului. Și guvernatorul l-a întrebat zicând: Ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și ale bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: N-auzi câte lucruri aduc ei mărturie împotriva ta? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, încât guvernatorul se mira foarte mult. La sărbătoare, guvernatorul avea obicei să îi libereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: Pe care voiți să vi le liberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că, din invidie, dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaunul de judecată, soția lui a trimis să-i spună: Să n-ai nimic a face cu acel om drept, căci azi am suferit mult în vis din cauza lui. Dar preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat mulțimile să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Și, răspunzând, guvernatorul le-a zis: Pe care din amândoi voiți să vi-l eliberez? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-a răspuns cu toții. Și guvernatorul le-a zis: Dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare zicând: Să fie răstignit. Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic, ci se face mai mare tulburare, a luat apă și a spălat mâinile înaintea mulțimii și a zis: Eu sunt nevinovat de sângele acestui om drept, treaba voastră. Și tot poporul a răspuns și a zis: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci le-a eliberat pe Baraba, dar pe Iisus, după ce l-a pus să-l biciuiască, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Atunci ostașii guvernatorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat toată cohorta în jurul lui. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu unul de spini pe care au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui și își băteau joc de el și ziceau: Plecăciune împăratul iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau peste cap. După ce l-au bagiocorit, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau, au găsit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au stat jos și-l păzeau. Și i-au pus deasupra capului acuzația scrisă: Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el
au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap, zicând: Tu, care distrugi templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturare și bătrânii, își băteau și ei joc de el zicând: Pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum, dacă îl vrea, pe el, căci a zis: Eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași batjocuri. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și, pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare zicând: Eli, Eli, lama sabactani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste cuvinte, au zis: Strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat, a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: Lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat duhul. Și iată, perdeaua templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, văzând cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea, slujindu-l. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Spre seara a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el un ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Dar Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și stăteau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții, cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat zicând: Domnule, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, când era încă în viață, a zis: După trei zile voi învia. Deci, poruncește ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui să-i fure trupul și să spună poporului: A înviat dintre cei morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Și Pilat le-a zis: Aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum știți. Ei au plecat și au întărit mormântul, sigilând piatra și punând strajă.